care va prezenta pe cine a avut model cu tot ce scrie de desubt. Deci va arăta imaginea, da? Și va spune. El este... Trei lucruri îi plac, trei lucruri nu îi plac, ambiția este în următoare, da? Da. Da. Vreau să mă văd. Doar cu modelul lui Alex. Așa. Stai să vedem și noi. Trei lucruri care îi plac. Să călătorească, să conceapă spectacole și să iubească. Ce nu-i place? Ce nu-i plac? Oamenii falși, sentimentul de disprețuire și mizeria. Iar ambiția lui este să viziteze noua de... Următor. Snap and Rayman. Da? Îmi place distracția, muzica și dansă. Ne plac minciuna și bărba și ne este pe ei, da? Iar ambiția este să nu depindă de nimeni. Aș vrea desenat-o pe Andreea. Andreea, dacă cum vrea. Îi place muzica, să gătească și distracția, nu-i place ura și minciuna, vârfa și să spele vase. Iar ambiția este să se depășească pe ea însuși. Eu am desenat-o pe Larisa. Hai, mă! Am zis că facem lucruri. Trei lucruri care îi plac. Să citească, să se plimbe și să cunoască persoane noi. Trei lucruri care nu îi plac. Sunt persoanele false, bârfa și fizica. Ambiția ei este să ajungă în avocat. Eu am desenat-o pe muzicantia. Da. Da, nu sunt terorist. Ei place să danseze, să asculte muzică și să scrie. Nu-i place bărba, culoarea galbenul și muzica rock. Ambiția ei este să fie judecătoare. Eu am găsat pe Ana Maria. Nu cred că ai găsit și Ana Maria. Și îi place să plimbe cu rolele, să plimbe cu prieteni și să danseze. Și nu-i place să o enerveze cineva, să fie certată cu cineva, să învețe mult. Și ambiția ei este să ajungă Cristian. Lucrurile care îi plac să asculte muzica, să asculte muzică, să stea pe calculator, să se plimbe și lucrurile care mi-au plac, să nu stea mult la școală, să nu vorbească cineva peste el și să se certe cu cineva. Ambiția lui este să termine liceul. Ambiția. Foarte bine. Eu am desenat-o pe Ana Maria. Nu prea te mănânc, nu? Păi ai părul acolo, nu l-ai strâns. Trei lucruri care nu-i plac, care îi plac, este să asculte muzică, să se distreze, să se plimbe. Trei lucruri ce nu-i plac este să fie bârfită, să se uite la știri și să aibă lângă ea prieteni de la care nu are ce învăța. Ambiția ei este să demonstreze tuturor ceea ce poate face. Ea desenează pe Vicky. Nu era aproape. Iată, ești identică, după cum se poate observa aici. Îi place să se distreze, să fie șefă și să urmărească filme. Nu-i place să fie comandată. Comandată. Să vorbească. Nu-i place să își facă păreri proaste cineva despre ea fără să o cunoască. Și ambiția ei este să demonstreze tuturor ce poate să facă. Ambiția este să se repetească pe ea însăși.
Aici este Elena Stati. Ești rău, Mariu! Trei lucruri care îi plac, dansul, muzica și gătitul. Trei lucruri care nu îi plac, minciuna, ura și contrazicerea. Și ambiția este să fie admisă la facultate. Vi prezint pe domnul Gelescu Valentin. Îi place muzica, mașinile și calculatoarele. Trei lucruri care mi-i plac, invidia, minciuna și Coca-Cola. Ambiția lui este să poată mai mult în fiecare zi. Chiar în spate, să o în față aici. Mă dau pe scaun, mă încurc. Am zis în afro pe doamna Mirea Daniel. Doamne! Stai, stai. Am adus materiale foarte și chestii, dar nu, bă, n-au. Trebuia să zic trei lucruri care îmi plac sunt cărțile, călătorile și copiii. Trei lucruri care nu îmi plac sunt intoleranța, lipsa bunului simț și tupeul. Iar ambiția este să poată mai mult în fiecare zi. Am creionat un model Andrei. Da, pe Andreea. Cele trei lucruri care îi plac sunt ambiția, fizicul și gândirea. Cele care îi displac, impulsivitatea, răutatea și este supărăcioasă. Și ambiția ei este să încerce să-și depășească propria condiție. Eu obiectiv că scrisul nu-i plac răutatea când ea este cea mai rea. Păi iată am și spus. Care îi displac. Da? Care nu-i plac. Da? Deci a recunoscut. Am încercat să-l chiar nu m-am uitat, da? M-am uitat pe la Picasso ultima dată. Trei lucruri care îi plac să călătorească, să se distreze și să comunice. Care nu-i plac să nu fie mințită, să nu simtă bârfă. Nu? În jurul tău, ca să zic așa. Și oamenii care sunt duplicitari. Și încă una, bonus. Asta e bonus. I-am dat una bonus, a găsit după și era prea așa. Nu-i place să facă curățenie. Pentru că eram... Mie nu-mi place mizerie, nu-mi place să facă curățenie. Așa. Și vreau să devină o persoană importantă din punct de vedere social. Dacă se poate, o prezentatoare. N-a spus. Da, unde e prezentatoare? La ProTV! Ok, ProTV. Mulțumesc. Deci, ăștia sunt pe noi. Așa. Acum, am să vă rog foile acestea să distribuim. Da. Ce? La opera. Am avut pic. Mai avem creionii și alte. Da. Creionul totdeauna de o altă linie. Așa. O să vă spun două secunde despre ce este... Despre ce este vorba la acest atelier. Că se va întâmpla la acest atelier. Este un atelier de scriere creativă, dar nu este acea scriere creativă monotonă, din punctul meu de vedere. Sper că după cele două ore jumate să fie și pentru voi. Este o scriere creativă la care vă veți folosi și sper să vă folosiți din tot sufletul imaginația. Adică, cum am spus, există regulă că nu sunt reguli. Dar există, și de asta a fost bine să îi aflați pe toți din jurul vostru ce gândesc, adică ce le place și ce nu le place. Și ați observat că apar mitocănia, apar vârfa, apar lipsa bunului simț. Exact lucrurile care, de fapt, ne plac tuturor. Deci avem ceva în comun. Dar există un fel de lucruri. Există, dar asta, să spun eu, nu ne oprește ca noi să luptăm împotriva lor sau cel puțin să le diminuăm efectul în jurul nostru. Pentru că atâta vreme știi cum proverbul, până la urmă românesc, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, se aplică în toate cazurile. Este vorba de acest atelier de scriere creativă.
El se cheamă Lușe. Lușe vine de la numele unei fete. O fată care a născut și încă mai trăiește prin Olanda, dar și prin alte, nu știu câte, spune că erau 50 de țări. De ce spun că trăiește prin 50 de țări? Pentru că ideea ei a ajuns în 50 de țări, la ora actuală. A pornit de la dorința ei de a transmite prin intermediul scrisului și a sloganului care o să reiasă din scrierile voastre, ideile tinerilor, inclusiv a ei, pentru că ea a început această acțiune când a dat 21 de ani, deci foarte tânără. Și ideea de bază este, toți avem o voce, hai să o rostim prin scris de multe ori, pentru că scrisul rămâne, despre aceasta este vorba. Tot atelierul se bazează pe ideea de scriere creativă, dar într-un ton pozitiv. Adică exact cum am spus, totul trebuie să fie pe un ton pozitiv, vesel, e bine să folosiți cât mai mult imaginația și, în general, această scriere creativă de un aplicat promovează o serie de valori, cum ar fi integritatea, respectul de sine, că e foarte important, și al altora, dragostea și mai sunt. Fiecare are valorile de după care se ghidează în viață. Cam asta ar fi despre Lușe. Eu sunt tare. Pe acolo, a desenat, și reprezint o asociație de tineret, Art Perspective se cheamă, este o asociație de tineret pe care care activez vreo 6-7 ani de zile și care a venit ca un fel de rezultat, că toată lumea în ziua de azi îmi spune ok, și practic ce se întâmplă, toată lumea vrea să facă ceva practic. Ei, noi participăm la vremea noastră, la asemenea ateliere și am plecat foarte mult prin străinătate, alte ateliere în alte țări, care eu chiar vă încurajez să urmați ce zicem de activitate. M-a făcut să îmi doresc să activez în această zonă. Printre altele, anul trecut am și ajuns în tabără, da? Tot ca urmare a acestui hint, ca să zic așa, și asociația este înființată de un grup de tine și voi chiar la un moment dat în viața voastră puteți să vă înființați o asociație, să vă strângeți și să derulați niște proiecte culturale sau ce vă place vouă, care să promovați valorile voastre și... Nu, e foarte... Ideea este să ai un grup de prieteni care să ți... care să-ți împărtășești pasiunile și pentru să ai cam aceleași pasiuni. Cam asta este despre asociația noastră. Am făcut multe proiecte, nu contează. Sunt la voi pe site. Am văzut că s-au pus la Danubius aici pe site. Dacă dați click pe niște poze, la un moment dat sunt derulate. Am participat, cred că, la vreo 30 de proiecte în străinătate, dar nu, asociația. Și de asta spun apropo de călătorie. Și n-am ajuns în Noua Zeelandă. N-am ajuns în Noua Zeelandă, dar au fost amici care au ajuns în Armenia, adică mai îndepărtat, în Portugalia, în Anglia, Belgia, Germania și Liedecă. E foarte frumos. Acestea fiind spuse, vreau să trecem la etapa a doua. Dacă sunteți de acord? Da. Sper că nu fuge nimeni. Acum e momentul, dacă e. Cu două excepții, acum e momentul, dacă e. Să luăm loc la acea masă. Sper că sunt scaune suficiente. O expresie. Un cuvânt. Două trei cuvinte care vă atrag atenția. Și le încercuiți cu o culoare. Alegeți o culoare. Voile și treaba asta. Nu mi le dați. Vreau și
ce rămâne? Ce cuvânt sau ce grup de cuvinte vă atrage atenția, vă inspiră pe voi, vă place, îl încercuiți. Da? Am zis. Am zis expresie, cuvânt. Expresie, cuvânt, dar nu toată propoziția. Expresie din interior. Ok, dacă propoziția este mai scurtă, puteți să încercuiți și pe... În fiecare propoziție, să nu, ce vă place vă cel mai mult, poate nu vă place. Remarcați numai una, nu trebuie din fiecare. Poate o propoziție nu vă place, poate... După ce ați terminat, tot așa, foile circulă. Dacă v-a plăcut aceeași propoziție sau același grup de cuvinte, puteți să-l încercuiți și pe acela. De la cineva, da? Poate ați văzut la cineva și i-a plăcut și spuneți, voi, și mie asta pare interesant. Așa, cum l-am luat? Ideea este că l-a sfârșit cel mai interesant grup de cuvinte. Eu l-am subliniat. Poate să fie încercuit de mai multe ori. Ce poate să fie de la mașina lui Grup de cuvinte. Toată producția care nu are grup de cuvinte. Doi? Da! Nu mai trebuie.
Deci aveți, aveți aici, voi v-ați adus revistele, folosiți foarte că carioca, pipici, spălci. Și puteți să creați un poster cu care transmiteți un mesaj. Puteți să scrieți. Deci puteți să scrieți și transmiteți mesajul. Da, de mod. Trebuie să vă alegeți câte un subiect pe care vreți să îl transmiteți. Asta. Mai avem și noi nevoie de Să facem singur, să facem
V-am zis să nu aia, că apoi nu mă să mai știți de unde ați luat și ce aia, și mai ales dacă te-ai scris și stai aia. Stai, nu lipi, nu trebuia să lipi. Să lipi cu, da? No, nu trebuia, pentru că mai urmă un titlu mai mult. Lasă, o să lăt titlu și unde mai scrie. Să-ți scrie. Nu trebuie să spus. Nu mai am de aici. Asta mai pus să iau ăsta, n-am cu ce să te cupezi. Gata, nu mai tăiați. Ce faci? Băi, uite ce e aici. Dar nu sunt de multe. Mamă, ce faci? Ia uite, mai fi șapte mari aici. Mamă, ce mi se ia... O șapte coaie. Ce mi se ia? Hai să le punem așa. Ce fac acum? Ce titlu are asta? Culoare și stil. Păi și întrebuie să apucăm să le ghidim. Nu-i pe asta, mai să mai pune. Stilul îl pune mai așa. Oră. Oră. Deci aveți o oră. Și asta mi-a păi deja a trecut 20. Sunt bucuros să vă văd. Să vă revăd pe unii dintre voi, pentru că anul trecut în vară ne-am întâlnit la tabăra Codex de la Bran. Sunt mulți aici din tabără? Importanți. Mă bucur să vă văd. Datorită unui prieten secret pe care l-am avut în tabără, vă aflați astăzi aici unii dintre voi într-o activitate mai lungă, care s-a desfășurat începând de la ora 11, și unii dintre voi pentru partea a doua, partea de distracție și divertisment, care urmează acum. Alexandru Grama este un trainer din cadrul proiectului Tenaris, Forța Responsabilității Sociale, care s-a lipit puțin de orașul Călăraș și de voi. Câte vreme voi sunteți aici, datorită proiectului pe care l-a gândit și în care ne-a implicat și pe noi. Este un proiect gândit în cadrul asociației Art Perspective și implică elevi în activități dedicate Zilei Mondiale a Libertății de Expresie. Astăzi, în primele ore, un grup de copii într-un atelier de stimularea creativității au exprimat propriile lor personalități și au valorificat conceptul de libertate de exprimare, iar astăzi, după această activitate, voi veți fi martorii unei alte modalități de exprimare, să spunem, din perspectiva diversității, prin concertul de muzică folk la care veți participa. Deci, programul va continua cu un concert de muzică folk susținut de domnul Dan Vasilescu. Ulterior, câțiva dintre voi, care sunt fanii acestui curent muzical, vor susține propriile lor interpretări. Avem două trupe, trupa Orizonturi și Opus, formate din ambele trupe, din copii de la Colegiul Național Barbuștirului. Vă doresc vizionare plăcută. Alex, te invit să vorbești participanților despre acest proiect. Mulțumesc. Salutare tuturor și pentru cei întârziați și pentru cei care vor să intre sau nu. Ok. Salut tuturor copiilor atât din Danubius, din Liceul Economic, cât și din Barbu Știrbei. Eu sunt Alex. Anul trecut am fost, cum a spus Dumitre, la tabăra Tenaris, de la Bran. Acolo am cunoscut o parte dintre voi, care unii se află astăzi, nu? Cred că al lor gând este către noi. Momentul în care, cunoscându-vă, am luat așa puțin inițiativa și am zis să vin către voi în orașul vostru și
să încerc să susțin un proiect, un proiect cultural, dar în primul rând să fie distractiv și să râdem și să ne bucurăm de muzică. Cred că toți ne-am născut cu această capacitate de a ne place muzica și de a ne bucura de dans. Am invitat un drag prieten mie care cântă folk, Dan Vasilescu îl cheamă. Ce pot să vă spun? Proiectul în care copiii tineri au fost implicați alături de mine se cheamă Diversitatea ca libertate de exprimare. A început în urmă cu 5 ani de zile și prin acest proiect am încercat să coagulez în jurul nostru ca și asociație toți cei care vor să se exprime într-un anumit fel. Fie muzică, și am avut concerte de muzică diversă, de la rock până la folk, până la disco, fie dans, fie scriere creativă, cum am avut azi, pictură, și alte asemenea activități. Ieri am avut plăcerea, ca să zic așa, să lucrez cu niște copii de clasa a doua, care au fost extraordinar de creativi, să-i trimit lui Dumitrel rezultatul muncilor și să-l posteze pe site, să vedeți la 8 ani cât de frumos și liber la minte poți să fii. Pe parcurs te mai murdărești cu ce se aruncă prin jurul tău. Și am continuat cu clasa 7-a, iar astăzi am venit la voi unde au fost din clasele a 9-a până într-a 12-a. Încă o dată mulțumesc că m-ați primit, mulțumesc că ați participat și vă mulțumesc că o să participați pe viitor. Noi vom cânta noaptea întreagă, oaspeții veseli vor dânțui, și-n toiul petrecerii preț de o clipă, om bun și la tine ne vom gândi. Deschide-ne poarta și dă-ne o coajă, ai milă de niște vieți menesteri, veșnic pe drum, asta ni soarta, veșnic pe drum, căutând un castel. Cântecele fiind din mai multe tonalități și muzicuțele neavând alterații, trebuie să le mai schimb din când în când. Așa, hai să... Să vedem, putem cânta și împreună, nu-i problemă. Sper că știți, frate. O să cânt și piese de-ale mele, dar să încercăm ceva cunoscut. Chiar dacă sunt mai de demult, sunt încă actuale. Și tras de cai. Hei, joven, ce umblai la mon jardin? Hei, bunic, cu monoclu erai chic. Hei, cancan, cu picioarele în tavan. Toate a fost la timpul lor ceva exagerat. Timpul a trecut în zbor și lumea l-a uitat. Da, da, nu, nu.
Hei, pletoși, cu pantaloni strâmbi și soioși, chitariști, zgomotoși și fanteziști, mini-jup, foarte scurt și strâns pe trup. Hei, tușec, îndrăcit ca un berbec, toate sunt la mod acum și tot exagerat. Timpul trece ca un fum și tot va fi uitat. Da, da, nu, nu. Hei, tramvai, cu etaj și tras de cai. Hei, joben, ce umblai la Mon Jardin. Hei, bunic, cu monoclu erai chic. Hei, can-can, cu picioarele în tavan. Aveam noi când eram mai micuți o piesă, poate o cunoaște și basa, cântată de Radu Gheorghe, cu Brasca Țestoasă. Anii am o mie, asta-i tot, și vin asupra-mi alții, sunt Teobald, regele got, crescui în rezervații. Sunt Teobald, regele got, crescui în rezervații. Hai lin, hai long, cium tacă tic tacă ton, cium tacă tic tacă tacă perlin, tacă tacă perlin, tacă tacă perlin, tacă cium tacă tic tacă tacă perlin, tacă tacă paperlin, tacă ton. Atât a fost în acești ani, din care nu știu boabă, acum expusă-s pentru bani, la moș pe o tarabă. Acum expusă-s pentru bani, la moș pe o tarabă. Hai lin, hai lin, cium tacă tic tacă ton, cium tacă tic tacă tacă perlin, tacă tacă perlin, tacă tacă perlin, tacă cium tacă tic tacă tacă perlin, tacă tacă paperlin, tacă ton. Stafia morții nu vădies, nu știu te mut al coasă. Sunt broasca țes, sunt broasca țes, sunt broasca țestoasă. Sunt broasca țes, sunt broasca țes, sunt broasca țestoasă. Hai lin, hai long, ciuntate tic tac ton, ciuntate tic tac tac ton, tac tac ton. A fost cam repede?
anume? Vor ceva nou? Păi vă când ceva de la mine, dacă e. Bună, să vă cânt o piesă de-a mea, tot citit poezie și așa, un poet preferat, Alexandru Teodoranu Păstorelu, să nume, pe numele lui, cum erau poreclele în vremea aia. Cântecul se numește chiar Cântecul Drumețului. O să-l găsiți în culegerea lui de poezii. Paharul cu chitara, dulce-i țara. Cu chitara, cu paharul, treci hotarul. Inimioare-i stingi para, cu chitara. Și țalim cumplit amarul, cu ce? Cu paharul. Și așa trece iarna vara, vieții cât îi urci calvarul. Cu paharul, cu chitara, cu chitara, cu paharul. Și așa trece iarna vara, vieții cât îi urci calvarul. Cu paharul, cu chitara, cu chitara, cu paharul. Cu paharul, cu chitara, dulce-i țara. Cu chitara, cu paharul, treci hotarul. Inimioare-i stingi para, cu chitara. Și țalim cumplit amar, cu paharul. Acum. Am să trec pe alt poet și la o poezie care deja a prins la... Îi place foarte mult lui Alex. El chiar m-a rugat să o cânt. Este pe versuri de George Topârceanu și se numește Odă sobei mele. Motoul acestui cântec este cum ar face un student sărac. Cum era pe vremea, e și acum. O să vedeți pe parcursul cântecului. Și o să vedeți și pe parcurs când o să fiți studenți. Adormita spuză, în colțul tău stai rece și ursuză. O inutilă mobilă pe semne te-ai supărat, că nu-ți mai cumpăr lene. Tu nu-ți dai seama că deși regret,
nu te-am putut prevede în buget, dar hai să facem amândoi bilanțul, să vezi și tu cât valorează șfanțul. Sunt 40 la birt, 30 chiria, sunt 7 și 80 spălătoria, 5 franje vinul fără amănunte, 3 gazuri, 4 cheltuieli mărunte. Sunt 10 franci și 20 tutunul, un franc pomană fac 101, cu 6 franci pe lună șvarți, cu lapte 107, 107. Scăzând acum din leafa de student, rămâne o băncuță excedent. Și vezi de tine, nu mă mint deloc, că ai stat o iarnă întreagă fără foc, dar m-aș mira de mine să trăiesc o săptămână fără să iubesc. Deci pun să cumpăr lemne cu căruța, eu totdeauna cheltuiesc băncuța. Și atunci gândesc că poate ar fi posibil să faci căldură fără combustibil. Discuta cu soba. Și unul din cântecele pe care le-am făcut eu în drumețiile mele se numește Sighișoara. Apropo de treaba asta, trebuie să vă spun că am și o trupă cu care cânt trupa acum, se numește, avem vioară, flaut, mai multe instrumente. O să las un CD-ul sau două la aici la birou, să le ascultați pe parcurs, poate le găsiți și pe net oricum, avem și un site. Iar, da, piesa se numește Sighișoara. Cerul s-a întunecat și acum luna a ieșit înspre munți dintr-un nor. Drumul e greu, însă vreau să apuc numai să vă văd și apoi pot să mor. Cât au fost, nu mai știu și nu-mi pasă, ochii-mi scapără spre asimțit. Văd lumini și puterea mea lasă, nimic acum venit și-am venit. Și-am venit la Sighișoara, om bun mă iartă, rău îmi ardea inimioara, s-o văd odată. Azi e mare sărbătoarea, cu pereți pline, și-am venit la Sighișoara, se cânt cu tine. Hei, 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 lăsați-mi odată, hei, 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 astăzi vreau să-mi fac la bă, hei, 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 îmi iarte inimioara, hei, 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 hei. În tine, Sighișoara, cerul s-a întunecat și-a cum lumea s-a tot dus, parcă totul schimbat. Drumul-i greu și caut aiurea, nu mai știu nici de când sunt plecat. Cât au fost, nu mai știu și nu-mi pasă, însă nu cred că totul-i sfârșit. Aș vrea iar să mă simt acasă, să ajung și să strig am venit. Și-am venit, și-am venit, și-am venit la Sighișoara.
azi în mare sărbătoare. Cu fere spline și-am venit la Sinișoara. Să cânt cu tine, hei, 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 hei. Lăsați-mă odată, hei, 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 hei. Astăzi vreau să fac la te, hei, 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 hei. Îmi arde inimioara, hei, 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 hei. În tine, Sighișoara. Să-i cânt cu tine, hei, 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 hei. Lăsați-mă odată, hei, 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 hei. Astăzi vreau să fac la tău, hei, 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 hei. Îmi arde inimioara, hei, 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 hei. În tine, Sighișoara. Da, grupul cu care cânti e format în mare parte din ucraineni. Eu nu sunt ucrainean, eu sunt născut la Ploiești, dar odată cu ei am învățat și din cântecele lor. Asta e una din preferatele lui Alex. Ea se numește Zelene Lestia, e vorba de vremea când înfloresc castanii și sunt albi. Și cântecul povestește de o istorie a doi îndrăgostiți care sunt despărțiți de rudele apropiate. Ce stai,
Ok, hai să mai fie și ceva cunoscut, că tot a venit primăvara. Să păstrăm registrul Phoenix. Să vedem cine știe Mica Țiganea de acum. Thank you.
și vitani, feroți oșiani, pe pădui. Țiganii rai, rai tare rai, dar avans rai, o barban. Raiul meu de tag, de pe al meu lac, cât îmi ești de drag, nu știu cum. Trec țigan prin colbul, colbul este orb, colbul e în colbul, o carba. Care s-ar angundi, soarele este lung, focul este sânge, o carda. Fac țigani foc, focul la mișloc, vede cu bioc. Și cu cărți de joc, ai noroc, noroc, vino la soroc. Vino să-ți picesc, cu cărțile vorbesc și nu mă mințesc, o carda. Fac tot pe caror, sub cel indigo, să spun încă trec, o carda. Tămâța s-a dus, de când el s-a dus, un pui de urs pe un drum. Cu bălciuc și lanț, fără niciun șfanț, pe un turbizanț. Ți-aia pe patunul, eu dar de iuni, nu mai pe nici cum vă parda. Noaptea dar venit, pe pământul trid, n-ar adormi și cum. Ei, palas, talas, cerul de atlas, soarele în extaz. Ei se duc la pas, pe un alt pas, șatră de pripas. Până nu-i mai des, până nu-i mai cres, și din ochii piesc. Printre cerțuri vezi, cerțuri te ridesc, vezi că nu-i mai vezi, o carda. Și-am cam, și-am cărtat, și-ar nu mă mura, ce-am mura, mura, ce mișto. Jacar, jacar, da, ți-ar nu mă mura, ce-am mura, mura, ce mișto. Jacar, jacar, da, ți-ar nu mă mura, ce-am mura, mura, ce mișto. Jacar, jacar, da, ți-ar nu mă mura, ce-am mura, mura, ce mișto. Jacar, jacar, da, ți-ar nu mă mura, ce-am mura, mura, ce mișto. Jacar, jacar, da, ți-ar nu mă mura, ce-am mura, mura, ce mișto. Da, chiar e mișto. Am să închei la fel cum am început, tot pe cântec al lui Dan Andreal, da? Dar de data asta pe versurile lui Shakespeare, se numește Cântecul Bufonului. Stai gata, trago bonu, e încă soare afară, e frumos, să ne bucurăm de primăvară. Dacă v-a plăcut bufonul, adică Dan Vasilescu pentru astăzi, sper să ne mai vrem, să ne revedem și cu altă ocazie. Mă bucur că ne-am cunoscut așa și să ținem legătura tot așa. Numai bine, la revedere! Dragii mei, trebuie să vă menționez că această activitate este un efort de echipă și inițiativa, într-adevăr, a aparținut prietenului de călăraș, Alexandru Grama, și, bineînțeles, prietenului de călăraș, domnul Dan Vasilescu. Și alături de dumnealor, noi am fost aici din partea grupului școlar Danubius, din partea Colegiului Economic, doamna profesoară Daniela Minea, și din partea Colegiului Național Șcirbei Vodă, doamna profesoară Mihai Simona.
Pentru că de la ora 11 a fost împreună cu elevii participanți la atelier. Doamna Mina, o invit să vă spună câteva cuvinte despre impresia dumneavoastră în legătură cu această activitate și cu tipul de eveniment care s-a desfășurat astăzi. Eu pot spune concluziile zilei de astăzi, ale activității noastre, adică a fost o zi minunată, o zi veselă, o zi cu multă imaginație, datorită lui Alex. Și, bineînțeles, și datorită vouă, da? Dacă nu erați voi actorii principali, atunci nu s-ar mai fi întâmplat și inițiativa lui Alex, da? Deci cu toții cred că am contribuit la această zi minunată. Mulțumesc! În continuare, în fața voastră se va prezenta trupa Orizonturi, formată din elevi de la Colegiul Național Șcirbei Vodă, și anume Vlădulescu Cătălina la voce, Cristache Crina, de asemenea la voce, și Eremia Radu la chitară. Următoarea se numește Am un pitic, dar vă rog microfonul. I'm
sfârșit, cred că-mi trebuie doi. Stau în doi și să toace mărunt pe o bucată de unt. Ce mai fac, ce mai zic? Am un pitic și vreau fericit, cred că-mi trebuie doi. Să stăm doi și să toace mărunt pe o bucată de unt. Ce mai fac, ce mai zic? Piticul meu stă în bucătărie pe o felie de pâine, e verde, poartă pălărie și-ar vrea să aibă un câine. Piticul meu are nasul mov și-mi spune povește alcool. Mă dă în vilac fiecărui voinic care vrea să-mi fie amic. Am un pitic și vreau fericit, cred că-mi trebuie doi. Să stăm doi și să toace mărunt pe o bucată de unt. Ce mai fac, ce mai zic? Am un pitic și vreau fericit, cred că-mi trebuie doi. Să stăm doi și să toace mărunt pe o bucată de unt. Ce mai fac, ce mai zic? Piticul meu doarme într-un cartof și-mi bronțăie noaptea în ureche. Când e trist, s-ascunde în pantof, în pantoful meu verde, verde. Piticul îmi șoptește stingher, vezi, nu mai e gheață în frigider și că nu mai are cum să respire prin fum. Am un pitic și vreau fericit, cred că-mi trebuie doi. Să stăm doi și să toace mărunt pe o bucată de unt. Ce mai fac, ce mai zic? Am un pitic și vreau fericit, cred că-mi trebuie doi. Să stăm doi și să toace mărunt pe o bucată de unt. Ce mai fac, ce mai zic? Ce mai fac, ce mai zic? Am un pitic, am un pitic. Următoarea piesă se numește Generații în Bruci. Dacă sufletul tău înțelege, de la rog până la imnuri și rugi, te salut, tinere, tâna ditaș, te salut, generație-n bruci. Dacă sufletul tău înțelege, de la rog până la imnuri și rugi, te salut, tinere, tâna ditaș, te salut, generație-n bluci. Există niște oameni pe care îi iubesc, au vârsta conștiinței și a partenenței mele. Se învârtesc în jurul la 20 de ani, se dau crocanți și șmecheri și vor să fie stele. Sunt uneori teribili și alteori vulgari, părinții spun adesea că nu mai știu să-i crească. Dar țineți bine minte, voi cei scârbiți de ei, că ei sunt la nevoie armata românească. Dacă sufletul tău înțelege, te la rog până la imnuri și rugi, te salut, tinere, tâna ditaș, te salut, generații-n bluci. Dacă sufletul tău înțelege, de la rog până la imnuri și rugi, te salut, tinere, tâna ditaș, te salut, generații-n bluci. Există niște tineri marcați de folc și roc, ce au nevoie în țară de spirit și de toate. Și dacă nu am face cultură pentru ei, ei și-ar lua în taină de prin străinătate. Și noi am fost excentrici și noi am fost huliți, nici noi n-am mers la baluri să pâicuim tangoul.
De ce să trecem astăzi drept niște încuiați pe care îi crește și enervează noul? Dacă sufletul tău înțelege de la rog până la imnul și rugi, te salut tineret în adidași, te salut generație-n blugi. Dacă sufletul tău înțelege de la rog până la imnul și rugi, te salut tineret în adidași, te salut generație-n blugi. Cam atât. Ca să mai repede te-așteaptă cu zâmbet înghețat pe buze, cu gura pregătită să te acuze, o Salomeie. Întoarce-te acasă mai repede, ea te-așteaptă când toate barurile închid și polițiști se amuză perfid amendând orhidee. Încă o noapte, încă o noapte când tu stai pe străzi. Încă o noapte, încă o noapte când nu mai vrei să o vezi. Întoarce-te acasă mai repede, are coșmaruri. Oare ai fost atacat pe alee chiar atunci când flori vrei să iei și plânge după daruri? Încă o noapte, încă o noapte când tu stai pe străzi. Încă o noapte, încă o noapte când nu mai vrei să o vezi. Întoarce-te acasă mai repede, ea nu știe că te-ai săturat, că nu mai poți, că te obosește rolul de soț, că ai o amantă și încă mai poți. Întoarce-te acasă mai repede, ea nu mă știe, ea nu mă știe, ea nu mă știe, ea nu mă știe. Următoarea melodie este tot un cover de la trupa Maroon 5 și se numește She Will Be Loved, piesa. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. Always there to help her, she always belongs to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day out of your corner in the pouring rain.
make you feel beautiful. I know I tend to get so insecure. Doesn't matter anymore. It's not always rainbows and butterflies. It's compromise and moves us along. My heart is full and my door's always open. You come anytime you want. I don't mind spending every day out of your corner in the pouring rain. No, look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay. Este tot o piesă care aparține al inimii Manole și se numește Niciodată Înger. Și nașul ce ai spus.
toții. Știu, vă cunosc pe unii dintre voi din mai multe proiecte. Participat la un spectacol și acest spectacol, datorită lor, este și televizat. În această ediție a emisiunii Oaspeți la Cescu Jur, cameramani, ce vrei să... Vrei camera 1? Bine, hai! Camera 1, Andreea Ion, vă rog să frumos să aplaudați. Camera 2, Cătălina Vlad. Am avut și un fotoreporter, Maria Zăgăreanu. Regizor de sunet este Valentin Luca. El vă vede acolo, dacă voi nu-l puteți vedea. Iar ca voi să fiți foarte, foarte frumoși pe televiziune, am avut și imagine și regizor de imagine este Cristian Mihalache. Coordonatorul Cescu Jur. Acea minune pe care probabil ne dorim cu toții, de dimineață la prima oră să știți că era prezentă, câți cameramani, ce imagine, ce sunet, du-te la acțiune, fă fotografii, și a coordonat întreaga echipă, e adevărat, consultându-te cu mine, dar eu i-am lăsat să decidă ei, să se hotărască ei ce și cum. Draga mea, felicitări, am încheiat o emisiune frumoasă împreună. Loredana Mira vă mulțumește pentru atenție, la revedere și pe curând!